17 Noiembrie. În școala lui Hristos. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32 cu 8. Cel care caută cu sârguință să dobândească înțelepciunea din școlile omenești, ar trebui să-și amintească faptul că mai există o școală care îl pretinde ca student al său. Hristos a fost cel mai mare învățător pe care lumea l-a văzut vreodată. El a adus oamenilor cunoștință direct din cer. În școala lui Hristos, studenții nu ajung la absolvire niciodată. Printre elevi se numără atât oameni în vârstă cât și tineri. Aceia care dau ascultare cunoștinței venite de la învățătorul divin înaintează constant în înțelepciune, rafinament și noblețe sufletească, și astfel sunt pregătiți să intre în acea școală de învățământ superior în care procesul de educație va continua înaintând în toată veșnicia. Înțelepciunea infinită pune înaintea noastră marile lecții ale vieții, lecții ale datoriei și fericirii. Acestea sunt greu de deprins cel mai adesea, dar fără ele nu vom putea cu adevărat progresa. În această lume, în mijlocul încercărilor și ispitelor ei, Trebuie să dobândim pregătirea pentru societatea celor curați și sfinți. Aceia care sunt absorbiți de studii mai puțin importante, în așa măsură încât încetează să mai învețe în școala lui Hristos, se îndreaptă către o pierdere infinită. În religia lui Hristos există o influență regeneratoare, care preschimbă întreaga făptură, înălțând omul deasupra oricărui viciu înjositor, nedemn și ridicând gândirea și dorințele către Dumnezeu și cer. Fiecare calitate, fiecare atribut cu care i-a înzestrat creatorul pe copiii oamenilor trebuie să fie folosit pentru slava sa. Și în această întrebuințare se descoperă cel mai curat, mai sfânt și mai fericit exercițiu. Atâta vreme cât principiul religios este înalțat mai presus de orice, fiecare pas înainte, în dobândirea cunoștinței sau în cultivarea intelectului, este și un pas către contopirea umanului cu divinul a infinitului cu infinitul Cel care urmează călăuzirea divină a găsit singura sursă adevărată de har mântuitor și fericire reală și a câștigat puterea de a împărtăși fericirea tuturor celor din jurul său Dragostea de Dumnezeu purifică și înnobilează orice gust și dorință intensifică fiecare afecțiune și umple de strălucire fiecare plăcere curată ea îi face pe oameni în stare să aprecieze și să se bucure de tot ceea ce este adevărat, bun și frumos.